Salut! Sunt Matei, bine ați venit la Project Piston și astăzi avem un episod foarte special. Suntem la VRC Rally de Monte Carlo. Acum suntem pe proba specială numărul 4 și așteptăm să vină mașinile. Cam așa arată pe aici. Sunt o grămadă de oameni care s-au strâns, chiar dacă acum sunt aproximativ minus 10 grade Celsius. Și toți sunt foarte entuziaști pentru a vedea mașina. Ceata este că Rally de Monte Carlo nu este în Monte Carlo. Astea, suntem în GAF, cam la 5 ore de Monaco și sunt o grămadă de oameni. Chiar o grămadă de oameni, cred că sunt minim 1000 de persoane doar în locul ăsta micuț. Și sunt cam minus 10 grade, adică oamenii chiar sunt nou Polo R5. Avem aici elicopter 2008, extra full cu piele, piele cremă. Da. La a doua cheie o ia și ea. Suntem la Hospitality Suite la Hyundai și așteptăm să vină Neuville și Culeb și o să vedem aici cum le schimbă bara la mașină și le face service. Acolo văd ca un mic ecran care are un countdown timer și probabil asta e cât timp au să repare mașina. Bă, ce echipă și-a făcut Hyundai? Logic că până și la VRC se repară mașinile cu scoci. Deci asta este mașina de safety. Ea verifică traseul. E un Megane Rest, suspensie și e preparată pentru a face proba. Oh.
mai întâmplă la raliu și chestia cu raliu este că chiar dacă se strică mașina, trebuie să continui, pentru că trebuie să ajungi la final cursei și acesta se pare că... Acesta este elicopterul oficial de la RC care filmează live cursa. Și acesta e elicopterul care a mers noi acum. Din păcate aici suntem la umbră și o să fie foarte, foarte frig și vânt, deci sper să fie foarte ok. Cer scuze dinainte. Am ajuns acum la ultima probă care o să vedem astăzi. Are mult mai puțin spectatori. Dacă nu știați deja, avem un concurs pe Instagram la 2500 de followeri. Vom alege 3 câștigători la întâmplare pentru a câștiga o tură cu BMW M5 de 700 de cai. Deci intrați pe Instagram pentru a avea o șansă de a câștiga. Problema este că mașinile încă vor veni, cursa nu este oprită. Video despre Rally de Monte Carlo. Mâine este posibil facem puțin car spotting și mulțumesc că v-ați uitat. Pa!